Președintele Partidului Mișcarea Populară a declarat în cadrul conferinței de presă de vineri 28 octombrie că formațiunea pe care o reprezintă a depus listele de candidaturi și nu a întâmpinat probleme la verificarea dosarelor. Partidul Mișcarea Populară a fost prima formațiune politică care a depus dosarele de candidaturi din data de 26 la biroul de circumscripție județean. Vă mai pot spune că am avut dosarele completate exemplar, deci n-am avut niciun fel de probleme. În foarte scurt timp, doamnele și domnii din biroul județean au proces la verificarea dosarelor noastre și în acea zi l-am depus și am înregistrat și la tribunal, conform legii. Din momentul ăsta, Partidul Mișcarea Populară, de fapt din momentul respectiv, Partidul Mișcarea Populară a intrat în bătăria electorală. Cred că și vedeți în fața dumneavoastră, avem și materiale deja, suntem pregătiți să avem și o acțiune și o activitate de precampanie. Felicit toți colegii care s-au implicat în realizarea acestui demers, acestei acțiuni, foarte importante pentru un partid politic și am demonstrat seriozitate și implicare la nivelul organizației județene. Un partid care nu are încă 2 ani, fără câteva zile, de când suntem înregistrați în registrul partidelor politice, iată, a reușit să ne comportăm ca un partid consacrat, un partid serios, un partid care deja se manifestă ca o alternativă la cele la alte formațiuni politice care de 26 de ani ne tot anunță că va fi mai bine. Clement Negruț se află în fruntea listei pentru Camera Deputaților, iar consilierul județean Traian Ursaleș ocupă poziția întâi la Senat.